Din comuna Bogdănești vin vești foarte bune în ceea ce privește realizarea de obiective edilitar-gospodărești. Prima veste este legată de recepția 5 km de drumuri comunale și sătești. A doua vizează reabilitarea albiei râului Horoiata, un curs de apă care și-a făcut de cap ori de câte ori cădeau cantități mai importante de ploaie. Altă veste bună are ca obiectiv finalizarea unei investiții extrem de importante din domeniul învățământului. Primarul comunei Bogdănești, medicul veterinar Ioan Dorobanțu, ne oferă amănunte. Lucrarea este finalizată de câteva săptămâni. Precum observați, este și marcată. Suntem foarte mulțumiți de calitatea acestei lucrări. Vineri are loc recepția cu toate avizele la zi și astfel încât îndeplinim toate condițiile legale pentru întocmirea acesteia. Ce pot să vă spun? Însumează aproximativ 5 km, 5.000 de metri de drumuri asfaltate, compuse dintr-un segment de 4 km drumul comunal 89, care leagă satul Bogdănești de satul Buda și face legătura și indirect cu Orgoieștiul, și cele două străzi adiacente, străzi principale din localitatea de reședință Bogdănești. Da. Este încă un pas pentru modernizarea infrastructurii, pentru îmbunătățirea calității vieții cetățenilor, pentru că în final acesta este scopul. Suntem pe drumul județean 245D și, cum bine ați constatat, este vorba de regularizarea pârâului Horoiata. Ați făcut dumneavoastră afirmația că s-a lucrat mult. Aș completa eu: mult și bine. Ce s-a întâmplat? În parteneriat cu SGA, Sistemul de Gospodărire a Apelor, despre care, sincer, am numai cuvinte de laudă la adresa calității acestei lucrări. Ne-am programat în urmă cu un interval de timp și, dacă am fost consecvenți, ne-a ajuns rândul, deci de ce spun în parteneriat, programul a fost mai elaborat, partea noastră de, și noi am contribuit financiar. Dar vreau să vă spun că albia era colmatată și s-a procedat, cum observați, la decolmatarea, vedeți, lucru de calitate. Și aici aș vrea totuși să subliniez: ne-am luptat, domnule Trifu, și cu mentalități. Deci, având în vedere, da, mi-aduc bine aminte, acum 2 ani de zile, chiar eu v-am poftit, să nu spun invitat, că era un eveniment mai puțin fast, mai puțin fericit, și li s-au inundat câteva grădini. Da, a fost câteva, bineînțeles, este o tragedie și când îți inundă câteva lese de ceapă. Unde vreau să ajung? Acum, puși în fața faptului împlinit, am avut câteva persoane și trebuie spuse aceste lucruri, în care revendicau 3 cioate de salcie pe albia râului, care erau al lor. Am găsit, repet, înțelegere la Sistemul de Gospodărire a Apelor, astfel încât toată lumea a fost mulțumită până la urmă și acest material lemnos a intrat în posesia gospodarilor. Nu știu dacă spun vreo ilegalitate acum, să mă trezesc cu... Bineînțeles, glumesc. Deci, așa au stat lucrurile. Sunt trei zile de când s-au terminat lucrările. Pe ce distanță, mă veți întreba? Aproape 3 km, o zonă care era expusă inundațiilor. Deci, inundațiilor, altă realizare, sincer, cu care ne mândrim și mulțumesc pe această cale și mecanizatorului, un om hâtru și mândru, scot în evidență calitățile de mecanizator, cât și înțelegerea la nivel de județ și nu numai a Sistemului de Gospodărie Apelor, domnului inginer Angheluță, și mai departe. Chiar le mulțumesc. Alt obiectiv finalizat cu recepție, tot în regulă, inclusiv cu toate avizele, ISU, piatra de încercare, și este foarte bine că este așa, pentru că beneficiarii, respectiv copiii, trebuie să beneficieze de toate condițiile de securitate. Construcția acestei grădinițe a început de 2 ani de zile. Este un obiectiv realizat prin MEC, Ministerul Educației, și finalizat recent.
Este vorba de grădinița cu 3 săli de grupe și ce are specific o să vedeți dumneavoastră. O să întrebați ce este cu multitudinea de încăperi. Este o grădiniță realizată conform normelor europene, cu cabinet medical, cu cabinet pentru personalul auxiliar, cu săli pentru personalul auxiliar, cabinet medical și ce este demn de remarcat, grupurile sanitare sunt în incinta sălilor de clasă.